Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod de numele meu este Emi și astăzi, oameni buni, o să facem partea a doua de la videoclipul în care vă prezint cum se face un videoclip pentru YouTube, care e procesul, în ce constă și cam toate etapele prin care eu trec ca să fac un video pentru YouTube. Astăzi o să vorbim puțin despre editing și despre cum editezi un videoclip. Avem aici desktop-ul meu care momentan este un fundal negru și o să deschidem programul de editat și anume Wondershare Filmora, timp care vreau să vă spun să apăsați și voi pe butonul de like și să vă abonați la canal. Dacă tot apăsați butonul de subscribe, să dați și pe clopoțel ca să primiți notificare la fiecare videoclip pe care îl postez. Așadar, odată ce am intrat în interfața programului, programul este împărțit în 3, partea de import, partea de preview și partea de editing. Adică dăm aici și de aici trebuie să ne putem importa noi filmările. Așa, o să salvăm și proiectul. Trebuie să punem filmările aici și în momentul în care punem filmările putem să alegem să selectăm Full HD 25 de cadre pe secundă sau rezoluția pe care o are fișierul. Tragem, dăm click aici sus și dăm click stânga și tragem spre stânga și facem bara asta mai mică ca să putem pune toate filmările. Le tragem așa frumos aici, așa. Și dacă în momentul în care le tragem jos, o să vedem aici că dacă le apropiem, o să apară acea dungă albastră și în momentul în care apare dunga albastră și lăsăm de ea, îl lipește la fix. Și așa le tragem pe toate și le punem la dunga albastră, frumos, așa, dăm un save și mai avem filmările cu OBS-ul. Asta cred că vine aici, asta cred că vine aici și asta mare vine aici. Bun, acum că am pus filmările, mai am niște filmări auxiliare dacă nu mă înșel. Uite, am două filmări auxiliare aici pe care va trebui să le integrez. Acum ne ocupăm de partea de sunet și de colorizare. Vrem și în primul rând, o să oprim primul layer și asta o să ascultăm layerul principal. Se aude cam încet. Da, și pentru că se aude cam încet, o să dăm sunetul, avem aici, dacă ținem pe această linie, 0 decibeli și o să dăm sunetul la 12 decibeli. Și o să dăm click și tragem în sus și așa dăm sunetul la toate la 12 decibeli ca să fie să se audă mai tare. FPS-ul este 2.7K la 30 FPS-uri. Da, deci se aude ok. După care închidem acest layer și deschidem de aici layerul acesta și aici avem filmările. Aici am făcut niște filmări de probă înainte, se vedea cam nasol. Și cam așa arată filmarea mea. Normal că nu o să o lăsăm așa pentru că este o culoare foarte, foarte urâtă. Și avem aici opțiunea aceasta de Advanced Color Tuning. Și dăm aici. Și aici avem mai multe feluri de colorizări și putem să ne colorizăm imaginea așa cum vrem noi. Cu vinietă, fără vinietă, Walking Dead. Avem multe colorizări prestabilite pe care le putem folosi. Avem o grămadă, o gălăgie de culori. O să folosim Brightnet-ul sau putem să ne facem noi Save as Preset și după ce să ne modificăm noi, dacă dăm pe Adjust, putem să ne modificăm noi colorizarea așa cum ne dorim și să o facem mai luminată, mai puțin luminoasă. Avem white balance-ul cu temperatura, putem să ne jucăm cu culorile, foarte frumos. După care avem 3 de lat, ăsta nu prea, ăsta dă o colorizare așa de film. Mă puteți juca cu el foarte ușor. Așa, momentan nu avem nevoie. După care avem culorile, ne jucăm, avem expunere, brightness, contrast. Ne jucăm cu contrastul, vibranță, cam cât de vrem să vadă culorile și saturație. Cam astea setările, după avem lights, avem highlights, shadows, umbre, whites, cât de alb vrem să fie imaginea și cât de neagră. Aceste setări sunt foarte bune pentru dacă avem filmări foarte întunecate sau foarte deschise, cum sunt filmările de noapte. Aici avem un HLS care ne jucăm cu culorile și putem să modificăm albastru să fie roșu, galbenul, putem să-l facem, să schimbăm culoarea, nu știu, e o nebunie aici. În ultimul rând mai avem și vinieta, putem să punem vinieta, size, amount, roughness. Și putem să-i punem și vinieta. Foarte frumos, da. Momentan nu avem nevoie. Eu am făcut aici un preset custom și am numit camera mea și este un preset de culoare și uitați cum se schimbă culoarea. Și așa este, deci așa arată imaginea înainte și așa arată după colorizare. Observați că înainte să fac colorizarea, imaginea este foarte, foarte închisă.
și nu prea este colorată aproape deloc. Acest preset este realizat ca, ca GoPro-ul să filmeze și să ia de, cât mai bine și cât mai exact detaliile. Iar apoi în post-producție adăugăm colorizare și culori și toată imaginea se vede foarte, foarte bine. O să dau cu pe full ca să vedeți și voi, că se vede extrem de bine. Bun, și așa vom face pentru fiecare dintre acestea. Dăm pe camera 1 și se face automat, cam așa se face colorizarea. În cazul în care imaginea vi se pare prea mică, aveți, puteți să trageți, să dați click aici, să trageți de asta așa și din nou click aici și să trageți de asta așa în jos și să faceți acesta mult, mult, mult mai mare, ca să vedeți preview-ul mai mare. De asemenea, îl puteți muta și pe un alt monitor. De asemenea, chestia asta poate fi făcută mai mică, ca să lucrăm mult mai curat și mult mai ușor, așa, și să avem preview-ul mare aici. Extraordinar. Da, și așa o să mergem pe videoclip și control B, dăm cut. Putem să copiem, de exemplu, dacă vrem faza asta, putem să o tragem aici, să dăm click aici, să dăm cut și să mutăm partea asta aici, să o mutăm aici, în cazul în care am zis ceva înainte și apoi ne-am adus aminte că am vrut să zicem ceva. Putem să facem și chestia asta. Putem de asemenea să dăm control Z și să facem un fel de undo și control Y, un fel de redo. Control S, salvăm. Control B, dăm cut, control Z din nou, revenim din nou. Dacă am dat cut undeva unde nu mi-a plăcut nouă. Și mai avem diverse controle. Ca să vedeți toate controlele, aveți aici help și aveți keyboard shortcuts. Și ne duce pe pagina oficială de la Wondershare Filmora și aici avem toate posibilele comenzi și shortcuturi pe care există în program. De asemenea, avem aici o funcție care se cheamă Auto Ripple. Iar dacă o dezactivăm și ștergem, se șterge doar ăsta și celelalte filmări rămân la locul lor. Iar dacă lăsăm Auto Ripple-ul on și ștergem filmarea, celelalte filmări înlocuiesc practic spațiul liber pe care acea filmare l-a lăsat. Putem să dăm zoom pe filmare dacă vrem. Aici avem opțiunea de zoom, original ratio, să doar pur și simplu să scoatem din, să dăm un zoom. Sau să modificăm rezoluția, o modificăm noi, o facem cum vrem noi. Facem așa să zicem, că vreau să mă văd doar de aici până aici. Dăm OK și o să mă văd doar partea asta. Putem să scalăm imaginea, să adăugăm o altă imagine peste imagine. Telefonul aici și webcam-ul meu aici și să mai punem ceva, nu știu, altceva aici jos. Și se vede cum umblu eu pe telefon. Putem să punem text. Aici avem opțiunea de a pune text, default text. Așa, să dăm aici un mic zoom ca să vedem și cum funcționează numai de text. Și avem aici multe text style-uri. Putem să le customizăm. Dimensiunea, spațiul dintre texte. Aici avem o gălăgie de fonturi. Putem și să selecta culoarea. Putem să facem o culoare custom. Deci avem o grămadă de opțiuni. Așa, după care mai avem de tranziții. Avem foarte, foarte multe tranziții. De exemplu, dacă vrem să facem o tranziție aici, să tăiem din videoclip ceva. Și în acea parte vrem să punem, de exemplu, o tranziție. Punem un fade. Punem aici pe videoclip. Așa. Punem fade-ul și o să avem fade-ul asta. Eu am un GoPro, așa, și să pun filmarea cu telefonul, că avem efectul de fade. După aia avem parte de audio, iar la parte de audio putem să selectăm fade out și fade in la asta, cât și pitch-ul. Ca să filmezi un videoclip ai nevoie de... Putem să îngroșăm sau să subțiem vocea. Aparatură normal. Eu am un GoPro. Așa. Avem și un egalizator, deci e foarte, foarte, foarte. Asta avem și un denoise și putem să scădem noise-ul. Dar nu prea am ci background să... Deci în primul rând... Să înlătur, pentru că e sau de ok, sau de decent, sunetul meu. Putem să scădem intensitatea, să-l dăm mai cel mai tare. Putem să, dacă mă întrebați cum putem să adăugăm muzică, tot așa în parte de aici, import, intrăm și adăugăm muzică. Aici am o grămadă de muzică, să zicem că punem session 2. Și avem track-ul de muzică pus și pe care îl punem aici, de desubt și... În primul rând. Și e prea tare, așa că mergem aici și selectăm, nu știu, un minus 15, să zicem. În primul rând. Să vedem cam încet. Altă. Și dăm la un minus 5, să zicem, sau un minus 10. Așa. Telefonul, că altă modalitate n-am. Deci în primul rând, de exemplu, mai avem și opțiunea de green screen. De exemplu, dacă vrem să adăugăm o explozie sau ceva, nu știu, hai să văd cu explozie. Avem aici o explozie, punem explozie aici și selectăm filmarea și selectăm green screen. Spate două de la... Și selectăm green screen-ul, așa. Și tăiem filmarea și o punem
3 ventilatori în față. Așa, dați să lăsăm pe 1, pe 2 ca să vedem preview-ul cu lumea. Și ce avem? Explozia. Unul în spate, unul la sursă și... Da, da. Putem să oprim layer-ul ăsta și să selectăm pe explozie și să o facem mai mare. Și din nou dăm ăsta. Să mă gândesc să zice bine și avem explozia. Da. Oricum este un PC... Da, deci sunt foarte multe funcții pe care le puteți găsi, dar cam astea sunt bazele editării. Mai multe chestii le găsiți pe YouTube dacă căutați, vedeți, și mai multe chestii dacă vreți să faceți o editare mult mai complexă de atât. E bine, pentru chestia asta aveți Adobe Premiere, After Effects și mult mai multe programe care necesită un abonament lunar. Așadar, oameni buni, cam atât ar fi și cu acest episod. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai vedeți episoade de genul acesta, apăsați și voi pe butonul ăla de like. Abonați-vă la canal dacă vreți să vedeți și alte episoade. Eu am fost Amy și noi sper să ne revedem cu bine data viitoare. Pa, pa!